sunt imaginile momentului colizie de mașină, așa cum puteți vedea la intrarea în Constanța, toate acestea din cauza filtrelor de poliție impuse de carantină. Colega mea, Antonia Ispas, vine cu detalii despre ce se întâmplă în aceste momente acolo. Antonia, te ascultăm, bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Filtrul a fost pus la intrarea municipiului Constanța dinspre valul lui Traian. Vă reamintesc că atât municipiul Constanța cât și valul lui Traian sunt în carantină la acest moment. Polițiștii au vrut să se asigure că toți șoferii pe care îi vedeți în imagini și care încercau să intre în municipiu dintr-o localitate carantinată aveau un motiv serios să facă acest lucru, așa că i-au oprit șoferii prin sondaj și au verificat declarațiile. Filtrele au fost instituite pentru o perioadă scurtă de timp, însă aceasta este modalitatea polițiștilor de a se asigura că aceste măsuri dispuse în carantină sunt îndemeiate.